Palatul de Gheață din Madrid va fi transformat în morgă în perioada pandemiei de coronavirus din Spania. Uriașul patinoar va fi transformat în spațiu de depozitare al cadavrelor, după ce companiile de pompe funebre nu mai pot face față numărului uriaș de victime provocate de coronavirus. Din acest motiv, acționarii Palatului de Gheață, un centru comercial situat la periferia orașului Madrid, au permis autorităților să depoziteze cadavrele în patinoar. Pe lângă magazine, cinematografe, piste de bowling, restaurante și cafe, mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari patinoare ale lumii. Spania este a doua țară cel mai afectată de COVID-19, cu peste 2500 de decese și aproape 40.000 de cazuri de contaminare. În jur de jumătate dintre cei decedați au fost raportați doar în capitala Madrid.